începe astăzi etapa cu numărul 20 în Liga 1, Universitatea Craiova, care traversează o perioadă incredibilă, cu 5 rezultate de egalitate consecutive, întâlnește pe teren propriu în condiții de gazon perfecte pe FC Argeș, formație care și-a revenit miraculos. Este neînvinsă de 6 etape, în 2021 a câștigat 2 meciuri în deplasare, ambele în prelungiri la Botoșani și la Arad, și a făcut egaluri pe teren propriu cu Gazmetan Mediaș și FCSB. Se anunță o partidă foarte interesantă. Craiova este la 5 puncte de CFR și la 6 de FCSB. Este obligată să câștige în acest meci, care ar putea fi ultimul pe banca tehnică pentru Corneliu Papură. Eu sunt Bogdan Cosmescu și vă invit să urmim împreună un meci care se anunță interesant. Sigur, Craiova este favorită, dar rămâne de văzut. Rezultatele bune dau încredere, iar FC Argeș în acest moment este o echipă care debordează de încredere. Nu sunt surprize în alcătuirea primului 11. Craiova împoartă cu Piliaceli, Vlădoiu, Bălașa, Marius Constantin și Bancu joacă în apărare. Bancu este și capitanul echipei. Cicăldău, Nistor și Screciu. Iată, Screciu revenit după suspendare, îi ia imediat locul lui Mateiu. În atac sunt Ofosu, Bărbut și Ivan. Iată, Ivan folosit iarăși în locul lui Mamut, așa cum s-a întâmplat etapa trecută la Voluntari, când a și reușit să marcheze. De partea cealaltă, piteștenii la o poartă pe Greb, Tofan, Marici, Delond și Mușat joacă în apărare, Mezacoli și Ionuț Șerban, care este capitan, la închidere, Drăghici, Palici și Cristi Dumitru în spatele lui Sefas Malele. În sfârșit, Malele titular, jucătorul elvețian născut în Angola, a fost bolnav de coronavirus și, mă rog, și-a revenit. În ultimele două etape a intrat pe parcurs, era titular mediop în DIAE. Brigada de arbitri cu Florin Andrei Chivulete la centru. A greșit grav în primul meci din 2021 în CFR Clinceni. N-a dat două penaltiuri pentru CFR, nicio problemă. A fost rezervă de două ori până acum și iată-l revenind la centru la această partidă. Este al 8-lea meci al lui Chivulete, promovat recent pe lista FIFA, deși este arbitrul cu cel mai mare procentaj de meciuri în care are greșeli majore. El este asistat de Andrei Constantinescu și de Gero Sab, rezervele celor două formații. Lupta de start în meci aparține celor de la Craiova, care în prima repriză vor ataca de la stânga la dreapta. În tur, la Pitești, Craiova a început fantastic și a marcat de două ori în primul sfert de oră prin Cicăldău și Colici, după care în mod surprinzător a lăsat-o mai moale și pe final a avut emoții. Honciu a reușit să reducă din diferență, dar Craiova a plecat cu cele 3 puncte. Era acea perioadă extraordinară din startul campionatului, în care Craiova a câștigat numai puțin de 7 meciuri consecutive. Andrei Ivan a împlinit de curând 24 de ani, golul cu Voluntarul a fost doar al doilea în acest sezon. Deocamdată Ivan este o cruntă dezamăgire pentru olteni, care l-au repatriat din Rusia, de la Krasnodar, pe bani mulți. Ivan însă deocamdată nu a confirmat. De altfel, Craiova are o problemă în atac. Are o apărare excelentă, are 36 de puncte, 22 de goluri marcate, 12 primite. Ofosu, șansă de gol în chiar primele secunde ale partidei. Este intervenția lui Greb. Mare ocazie de gol pentru Universitatea Craiova. Vă spuneam, Craiova cu 36 de puncte are doar 12 goluri primite, numai CFR are apărare mai bună, dar are al 10-lea atac din Liga 1 cu 22 de goluri marcate. În primele 5 meciuri, când a jucat Colici, care este în continuare indisponibil, Craiova a marcat de 11 ori. În următoarele 14 partide a reușit tot 11 goluri. Balon deviat de Malele, golgheterul piteștenilor, cu 6 reușite în acest sezon. Intervine Vlădoiu.
Vlădoiu și Screciu sunt cei doi jucători tineri eligibili pentru naționala sub 21 la Craiova. Dumitru și Ștefan Drăghici sunt cei doi fotbaliști care îndeplinesc această regulă pentru FC Argeș. Craiova are probleme pe teren propriu, unde nu a obținut decât 14 puncte, 14 din cele 36 de puncte pe care le are în clasament Universitatea. Afară este neînvinsă, în schimb acasă a pierdut de 3 ori cu Clinceni, cu Chindia și cu FCSB și a câștigat doar 4 meciuri. În ultimele 6 partide, o singură victorie pentru Olteni, cu Gaz, Metan, Mediaș, în ultimele 6 meciuri jucate acasă. Luptă de colț, văzută repede, centrarea lui Nistor blocată încă o dată. Iată-l și pe Bălașa. Centrarea este spre Ofosu, respinge din plonjon Marici. Șutul lui Bancu. Început consistent al Craiovei, steagul rămâne jos, cred, dar Ivan ratează. Ivan a ratat și în meciul cu Viitorul, o ocazie enormă. Totuși început bun de meci pentru echipa lui Corneliu Papu. Niciodată în istoria acestei echipe Universitatea n-a făcut mai mult de 3 remize consecutive. Acum are 5. 2 de 0 la 0, iar ultimele 3 meciuri au fost 1 la 1. Malele. Malele controlează bine, încearcă să-i paseze lui Drăghici. Drăghici împlinește mâine 23 de ani, jucător crescut de Craiova. A fost împrumutat la mai multe echipe. Cea mai bună perioadă a avut-o la Șep și Sfântul Gheorghe și aici la Pitești, unde și-a câștigat locul de titular, grație și faptului că este fotbalist eligibil pentru tineret. Intervenție destul de tare a lui Nistor. Atenție, Nistor stă în cazul în care primește un cartonaș galben. Craiova pare să aibă în continuare un program destul de accesibil în Liga 1. O întâlnește în deplasare pe Poliaș, apoi joacă acasă împotriva lui Dinamo, la Clinceni și după aceea pe 20 februarie, tot acasă cu Hermannstadt. Este important pentru Olteni să înceapă să câștige, pentru ca distanța față de CFR și FCSB să nu se mărească și mai mult. Palici, balon respins de Bancu. Cicăldău. Cicăldău cu 7 reușite este golgheterul Craiovei. Campionatul trecut a dat 14. Un fotbalist cu un progres constant. Deland. Deland traversează o perioadă magică. A înscris golurile victoriei în prelungiri atât la Botoșan cât și la Arad. Reușitele sale au adus Piteștiului 6 puncte. FC Argeș este în acest moment pe locul 12 cu 19 puncte. Să vedem această primă lovitură de colț pentru echipa oaspete. Fostul dinamovist, croatul Antun Palic, este cel care execută. Nu trimite rău, balonul este respins de Ivan, venit în sprijinul apărării. Trage Mezacoli, fratele său, Cezar Mezacoli, acesta este David Mezacoli, a jucat în trecut pentru Universitatea. David Mezacoli este paraguaian și a fost adus de la Petrolul. Pe Screciu și el a împlinit de curând 21 de ani, pe 13 ianuarie, revenit de la Genk. Acolo în Belgia Screciu nu a avut nicio șansă pentru că s-a accidentat grav. Palici, acesta este fundașul dreapta, Tofan, din nou Palici. Drăghici, centrează Drăghici, balon la care sare Vlădoiu, un duel cu jucătorul împrumutat de la FCSB, Cristi Dumitru. Un fault. Bravo băieți, le spune Mihai Ianovski. El este dublat de Prepeliță, Andrei Prepeliță. Mihai Ianovski
A promovat după ce a plecat de la federație cu Slatina în Liga a doua. A fost martorul cheie în acel dosar, mită pentru arbitrii, care a dus la retrogradarea lui FC Argeș și la condamnarea lui Penescu. Ofosu, jucătorul venit de la Botoșani. Bang! Mingea cred că l-a atins pe Chivulete. Jocul însă continuă. Balon care ajunge la Bancu, taie însă la timp traiectoria Tofan și reușește să trimită în afara terenului. Până în 2021, până la începutul anului, FC Argeș era singura echipă din Liga 1 care nu câștigase în deplasare. Ei bine, în ultimele două partide afară s-a impus și la Botoșani și la Arad. Cum vă spuneam, de fiecare dată dramatic. Screciu. Bancu. Acum Bălașa. Bălașa și el om de național. Veteranul Marius Constantin, jucător de 36 de ani, cu o pasă bună, Ofosu, cred că a scăpat mingea în afara terenului. Mi s-a părut că a scăpat-o. Jocul continuă cu Tofan. Pentru Malele, Malele îl păcălește pe Marius Constantin, dar vine târziu pe acea minge Antun Palici. Nu joacă rău, nu joacă rău deocamdată FC Argeș. Sigur, a fost acea mare ocazie din chiar primul minut. Bancu acum. Încearcă Cicăldău, o pasă decisivă. Mingea este recuperată de Șerban. Născut la Craiova, Șerban a jucat pentru Universitatea în sezonul 2013-2014. A debutat cu Viitorul însă în Liga 1. Vlădoiu. Ofosu, din nou Cicăldău, jucătorul adus de la Viitorul, a progresat enorm și cred că va fi un om important pentru Națională. Ofosu scoate la Screciu, Screciu de la distanță, bară, bară a lui Vladimir Screciu. Execuție foarte bună. Și s-a proorganizat, dar Craiova are de această dată avantajul unei peluze perfecte, ceea ce pentru o echipă de posesie este un mare avantaj. Bun șutul. Nu știu dacă ar fi ajuns greab. Este un portar foarte înalt, pentru el șuturile la firul ierbii sunt complicate. Toscreciu respinge, se luptă acolo Mezzacoli. Intervenția lui Tofan, cam periculoasă pentru Ofosu. La fel este și intervenția lui Ivan. Pe când avea 19 ani, cu 5 ani în urmă, Ivan se anunța un fotbalist mare, juca extraordinar. Culmea, atunci a avut cea mai bună perioadă a carierei. În loc să progreseze, Ivan a regresat vizibil. Acțiunea lui Drăghici. Tofan, acum Malele. În careu așteaptă Cristi Dumitru.
Au fost meciuri în care Craiova a arătat lipsă de idei la mijlocul terenului. Nu pot spune asta de pe acum în această partidă, pentru că au fost câteva acțiuni periculoase. Dar aceste pase repetate arată că oltenii caută soluții, cât pe ce să găsească soluția Cicăldău, care a scos adversar prin dribling din joc, dar a fost faultat de Bezacoli. Ușor, foarte ușor de Bălașa. Posibil contraatac piteștean cu Dumitru, care învăluie. Șerban pasă la Dumitru, aflat în poziție regulamentară, cam tare însă. Dumitru n-ajunge cum trebuie și nu poate centra. Dumitru a marcat pentru FCSB în cupele europene, în acea partidă jucată sezonul trecut cu Milsami Orhei. Are 19 ani, a fost împrumutat pentru că pur și simplu la FCSB n-avea unde să joace. Super acțiune a lui Nistor, care rezistă unui fault, îi pasează lui Ofosu. Ofosu și Mușat intervine destul de stângaci, dar important este că degajează. Prelungește Tofan. Recuperează Mezacoli. Malele la Palici. Pe când erau în puști, Palici a fost foarte aproape de un transfer la Bayern München. Pasă riscantă, la un pas de intercepție, Bărbuț. În ultima etapă cu FCSB, FCSB și-a obținut un 0-0, facilitat însă și de starea terenului, care i-a împiedicat pe bucureșteni să combine eficient. Totuși, Piteștiul a avut cel puțin două mari ocazii. Una lui Mediop, astăzi rezervă, a avut și noroc, FCSB a avut două bare. Hensul lui Drăghici. Poziție de offside în care s-a aflat Banc. Când era mai tânăr, Delonde a fost la Wolverhampton, care l-a luat de la Ken. Un jucător de doar 23 de ani. Francez, însă născut în Camerun. Papură, evident, sub presiune. Adevărul este că a avut și ghinion. Craiova și-a pierdut foarte mult din forța ofensivă prin accidentarea lui Colici, care s-a petrecut în etapa a șasea, o fractură de tibie și peroneu, la acea intervenție a lui Mihalache, unde a fost vorba de ghinion. Mihalache n-a vrut să-i rupă piciorul bosniacului. A plecat și Mihailă. Nu prea sunt soluții în atac.
Ivan Mamut, deși s-a prelungit contractul până în 2025, deocamdată nu a dat satisfacție, a marcat doar în Cupa României o dublă cu Progresul Spartak, echipă modestă de Liga 3. În campionat, în 900 de minute, n-a reușit să dea niciun gol. Marius Constantin, sezonul trecut la Mediaș, bătea penaltiuri și a marcat de 8 ori. Balon recuperat foarte bine de Tofan, care încearcă să combine cu Drăghici. Trece de bancu. Tofan, jucător care a debutat în Liga 1 acum la 24 de ani. Se apără bine Screciu. Minge scăpată de sub control de Bărbuț. Cristi Bărbuț debuta la 18 ani în Liga 1 pentru Poli Timișoara. Aici e cam fault. Cred eu că este cam fault. Fază greu de slușit totuși. Bărbuț debuta la 18 ani în Liga 1, vă spuneam, cu gol marcat împotriva lui Dinamo. Era primul meci de la revenirea lui ACS Poli în Liga 1. Bancu. Destul de liber în flancul drept Ofosu. Are timp să gândească o continuare pentru această fază. Îi pasează lui Bancu. Bancu întoarce la Cicăldău. Cicăldău iese de lung. Mă așteptam ca Ofosu, care a scăpat câteva ori bine în flancul stâng, să centreze mai des. Acum, eu știu că Ivan are un joc de capul destul de bun. Reușește să descurce Șerban la mijlocul terenului. Bărbuț, preluare fantezistă, totuși mingea ajunge la Cicăldău. Piteștenii au patru oameni în acea zonă și totuși Vlădoiu iese cu mingea. Centrează, blochează pentru moment de Lond. Din nou Vlădoiu. Tofan își păstrează calmul, deși îl simțea tropăind pe Bancu în spatele său și este repunere din 6 metri. Stefan Smalele, 6 goluri marcate pentru FC Argeș, deși a venit prin etapa a 7-a sau a 8-a. N-a mai înscris însă din 2020. Ultimele reușite, o dublă cu Hermannstadt. Vă spuneam însă că a fost bolnav de coronavirus. FC Argeș stă mai bine decât era de așteptat. Și spun acest lucru pentru că echipa piteșteană a promovat surprinzător, nici ca buget, nici ca lot. Nu era văzută printre favoritele la promovare în acel play-off de 6 echipe cu care s-a încheiat Liga a doua. Și totuși a reușit să promoveze împreună cu UTA. Peste echipe mult mai bine cotate, precum Rapid sau Petrolul. De aceea, pauza dintre sezoane fiind foarte scurtă, FC Argeș a avut dificultăți în a se adapta. A avut un început de campionat foarte greu, a început însă să aducă jucători. Și atât că vin și rezultatele, 19 puncte, nu este un bilanț rău, după 19 etape. Mai sunt încă 11 etape din sezonul regular. Cicăldău pivotează foarte bine și îl obligă pe Șerban să faulteze. Yeah!
Se pregătește să execute Cicăldău. Centrarea lui Nistor n-arată rău, respinge din plonjon Mezzacoli, bună centrare. Malele. Mușat. Malele. Malele, talonat de Vlădoiu, se strigă fără fault. Să vedem dacă a fost sau nu fault sau hands la Malele. Să vedem ce a hotărât Chivulet. Da, se pare că hands la atacantul elvețian, care ca junior a fost la Palermo, a și apucat să debuteze în seria cu echipa siciliană. Bun al Craiovei, partida s-a echilibrat. Dar este important să profiți și să înscrii atunci când traversezi o perioadă bună, când ai ocazii. Este dificil pentru o echipă din Liga 1 în general să controleze autoritar 90 de minute. A fost faultul lui Marius Constantin asupra lui Malele, un joc periculos. Marius Constantin în toamnă a revenit în anturajul echipei naționale. Sigur, n-a fost convocat în lot, dar făcea parte dintre rezerve în cazul în care s-ar fi accidentat vreun fundaș, s-ar fi apelat la el. Execută Palici. Foarte bun la fazele fixe. Jucătorul croat, centrarea n-arată rău, dar se înalță Marius Constantin, respinge. Fază dubioasă acolo la duelul dintre Cicăldău și Malele, vine contraatacul, este atent Mușat. Jucător care debuta în Liga 1 acum 15 ani pentru Dinamo. Mușat a ajuns la 34 de ani. Drăghici blochează această încercare de lung de linie din partea lui Bancu. Bancu a ratat finala campionatului sezonul trecut. A fost suspendat pentru cumul de cartonașe galbene pentru meciul pe care Craiova l-a pierdut pe teren propriu cu CFR Cluj. Dacă învingea și a condus cu 1-0, gol marcat de Nistor, era... ar fi fost campion, dar Cluj a bătut până la urmă cu 3-1. Cred că era Tudorie acolo, dacă am văzut eu bine. Tudorie care n-a prins lotul pentru meciul de astăzi. Nu este de placul lui Papură, Tudorie putea fi încercat atunci când Ivan Mamut n-a dat randament. Din margine Mușat. Intervine Vlădoiu, slăbuț, mingea este la Palici. Palici! Și a fost offside. Offside la Cristi Dumitru. Oricum apărase Pilia Celi. Dar iată ce poate ieși dintr-o degajare neinspirată, cum a fost cea a lui Vlădoiu.
Marius Constantin, Bancu. Cicăldău. Cicăldău, Bărbuț, Vlădoiu lipit de tușă, încearcă să-i ofere o variantă lui Bălașa, care preferă să o oprească. Prea lente acțiunile de atac ale Craiovei. Greu să surprinzi adversarul. Acum Nistor încearcă să iuțească împreună cu Ivan. Iese însă bine din apărare FC Argeș, prin Dumitru. Nu obține lovitura liberă. Ba da. Vlădoiu faultează, dar n-am înțeles de ce Chivulete a așteptat atât până să fluiere, pentru că nu putea fi vorba de avantaj. Mingea ajunsese la screciu. Pliază și Bărbuț să-l ajute pe Vlădoiu. Mușat, acum Șerban, care are un șut bun de la distanță. A vrut să tragă, a fost însă blocat. Pasă la Mușat, cred că este cam tare. Dar totuși va fi corner, pentru că Vlădoiu a atins acea minge. Corner, trebuie să fie atentă Craiova la aceste faze fixe. Se vrea că s-a dat corner, cu părerea mea așa ar trebui. Peștiul a câștigat la Botoșani și la Arad în prelungiri după faze fixe. Execută Palici. Centrarea lui Palici, balon respins de Ivan, este al doilea corner pe care Ivan reușește să-l respingă. Să vedem posibilul contraatac, tot Ivan. Trimite slab, recuperează Mușat. Mușat trece de Ofosu. Mușat, este o pasă bună la Palici. Palici îl întoarce pe Cicăldău, centrează Palici. Intervine Bălașa. Acum Nistor. Nistor a fost cel mai bun pasator al campionatului sezonul trecut, acum însă are doar 3 asisturi în 19 meciuri. Ușat, modest jocul lui Bărbuț. Modest și pe fază defensivă, iar în atac nu a produs deocamdată nimic periculos. Craiova a jucat mai bine pe celălalt flanc, acolo unde se află Fosu. O pasă periculoasă a lui Tofan, filtrantă, blochează însă culoarul Bălașa. Suntem în ultimul sfert de oră al reprizei, 0-0. După un început bun al Craiovei, cu o mare ocazie în chiar startul meciului și apoi o bară a lui Screciu. Meciul s-a echilibrat și nu au mai fost oportunități clare de gol. Ofosu reușește să treacă Ofosu de Drăghici. Ofosu intră în careu, se apără excepțional Tofan. Aflat al patrulea sezon cu FC Argeș, Tofan este din ce în ce mai bun. Se debutează în Liga 1 la 24 de ani. Sunt șanse mari ca el să fie titular în meciurile naționale din martie. Sigur, acum există și acea variantă cu Mario Camora, care a primit cetățenie română. Luka Maric, celălalt jucător croat, care a fost la Dinamo, la fel ca și Palici. Luka Maric s-a întors în România după ce a jucat la Arca Gdynia, echipă poloneză care a retrogradat la sfârșitul sezonului trecut. Care n-a reușit să ajungă Cicăldău.
care se repede asupra lui Palici și îl faultează. Antun Palici a reușit, a jucat, mă rog, 20 ani și jumătate la Dinamo. Perioada în care a marcat 5 goluri, chiar 6 goluri. Apoi a plecat în Moldova la Sheriff, cu care a câștigat de două ori titlul, și a dus în Ungaria la Kaposvari. N-a venit foarte bine pregătit, era și accidentat. N-a fost în 2020 un fotbalist important pentru FC Argeș, însă poate deveni acum. A marcat golul egalizator în partida cu UTA, din deplasare. Aruncă din margine Mușat. Malele, foarte bine la Palici! Palici! Bară! Excepțională execuția lui Antun Palici. Mezacoli, este 1-1 raportul barelor. Încă un șut al lui Șerban, care îl întinde pe Piliaceli. Dar bara lui... lui Palici a fost mai limpede, mai clară decât bara lui Screciu, care a fost o bară exterioară. Ce bun este acest Sefas Malele! Dacă elvețeanul va continua să joace în acest mod, sunt convins că va reuși să plece la o echipă mai bună, mai puternică. Ce ocazie a avut FC Argeș. Chivulete discută cu Luca Marici. Bate din nou Palici. O minge pe care n-a reușit să o devieze Marici, pândea pe colțul lung și de Land. A fost implicat și Dumitru. Acum Nistor. Screciu. Bărbuț, o fază care ar trebui să-i convină, în care își poate pune în valoare viteza, într-adevăr trece de Șerban, în care o așteaptă Ivan. Bărbuț ține cam mult de minge. Nu prea are soluții, până la urmă încearcă să-i paseze lui Ivan, aflat într-o poziție complicată. Nu știu cât de bine se simte Ivan ca atacant central. Încercare de 1-2 între Cicăldău și Bancu. Piteștenii au depășit clar momentul greu din startul partidei. Super acțiunea lui Tofan, care îl păcălește pe Screciu. Tofan, Dumitru. Marius Constantin îl păzește pe Malele. No. Dumitru totuși nu obține lovitura, dar îi pasează de la sol lui Malele. Palici. Nu știu dacă nu este offside de la Sefas Malele. Nu, poziție regulamentară a elvețianului. Se luptă Malele cu Ofosu și Bancu și până la urmă va fi minge pentru Craiova. Revedem șutul fabulos al lui Palici. N-avea nicio șansă Piliaceli, oricum un portar de reflex, un portar scund. Integralist în acest sezon pentru Universitate. Este la al treilea campionat cu oltenii. S-a spus că ar putea să plece în Serie B la Regiana, echipă nou promovată. Și Șerban dă bine, dar aici Piliaceli își arată calitățile. Nistor. E foarte liber Vlădoiu. Nistor nu-l vede. Mușat a strâns mult. Nu se ce strânge atât de mult în condițiile în care Craiova l-are doar pe Ivan. Nu înțelege ce simte nevoia Mușat să stea acolo. Vlădoiu este în continuare liber pe flancul drept. Nistor însă preferă acea zonă aglomerată din centru. Bărbuț spre Vlădoiu. Protejează Mușat. N-am înțeles de ce Nistor, care de regulă vede jocul foarte bine, nu l-a angajat în flanc pe Vlădoiu. Câțiva dintre jucătorii de rezervă ai lui FC Argeș, la care ar putea să debuteze astăzi și spaniolul De Lucas, fost jucător la Petrolul, la Viitorul.
Și la voluntari în România. Este a venit de la voluntari cu care nu s-a mai înțeles. Intervenție bună a lui Bălașa în fața lui Drăghici. Deland. Calm și rapid acest Deland. Tehnic mai are scăpări. L-am văzut în meciurile pe care le-a jucat până acum cu diferite probleme. Atunci când mingea venea pe jos, probleme și pentru Screciu la coapsa dreaptă. Nu știu de unde știe Chivulete că trebuie făcută schimbare. Ba da, se face. Cred că era programată oricum. Intră în locul lui Pic, jucător afirmat în Liga 1 la Gazmetan. Sunt probleme și pentru Deland. Probabil după acel sprint. Se joacă într-un ritm extraordinar. Cele două formații au evoluat pe data de 26. Craiova la voluntari, iar FCA și acasă cu FCSB și pe un teren greu. Probabil că problemele musculare vor fi tot mai numeroase la jucătorii din campionatul nostru. Să vedem dacă mai poate Deland. Dacă nu, va intra probabil Turda. Centrare, balonul este respins de Tofan. Cicăldău. Cicăldău, Vlădoiu, joacă cu un om mai puțin în acest moment cei de la FC Argeș. Centrarea lui Nistor nu este însă bună. Ia să vedem dacă mai intră de lanț sau dacă este și el schimbat. Da, este schimbat și el. Într-adevăr apare Turda. Pierdere enormă, chiar enormă pentru Piteșteni. Acest Turda este un fotbalist foarte înalt, dar nu are calitățile jucătorului din Franța. Turda are 23 de ani, născut la Sighetul Marmației, este la al treilea sezon cu FC Argeș, a mai jucat pentru Foresta Suceava și pentru Pandurii Târgu Jiu. Cred însă că este cel mai înalt fotbalist de pe teren. Despre Turda s-a vorbit că la un moment dat ar fi fost dorit de Șepși. Ultimele 5 minute ale reprizei. Intratul Pic. Sezonul trecut a fost împrumutat la Chindia și a dat 3 goluri. A câștigat duelul pentru titularizare cu Mateiu. Dar a fost accidentat și de aceea a fost folosit Screciu. Probabil că Screciu va lipsi etapa următoare. Craiova joacă peste doar câteva zile, pe 2 februarie la Iași. Și atunci probabil că ori Câmpanu, ori Bayram vor fi fotbaliștii care, unul dintre ei va fi fotbalistul care va intra alături de Vlădoiu ca jucător tânăr în 11 de start. Se resimte și Tofan.
ele, încă o dată impresionant. Dar mingea ajunge la banc. Marici a jucat la începutul meciului stopper dreapta. Acum trece stopper stânga pentru că Turda nu are decât piciorul drept. FC Argeș 6 etape fără înfrângere. Ultimul meci pierdut de Piteșteni în 12 decembrie. Atunci FC Argeș era învinsă dramatic în minutul 88 de Academica din Clinceni. Nistor. Vlădoiu și va fi galben aici pentru Gușat. Nu are cum să scape de avertisment. Chivulete, nu-i de galben. Nu există fază mai clară pentru în cartonaș galben. Nu există fază mai clară. Tackling întârziat, sigur, nepericulos pentru sănătatea lui Vlădoiu. Adică n-a intrat cu piciorul sus. Dar trebuie să fie galben aici. Este o fază care poate fi importantă în continuare. Mușat este fundaș. E de presupus că Universitatea va ataca, poate fi din nou expus unui duel. În fine, centrarea lui Cicăldău respinge Malele până la Vlădoiu. Bancu. Mușat, intervenție întârziată a lui Bărbuț. Dacă se poate, dacă nu se dau cartonașe galbene, de ce să nu pui un pic de presiune pe adversar? Și ăsta e cam de galben. Intrare tare, nejustificat de tare. Suntem în prelungirile primei reprize. Grab, care a început sezonul ca al treilea portar, până la urmă greșelile lui Croitoru și Micle l-au impus ca titular și își face treaba chiar dacă a avut și, și erori. O mare eroare a făcut în meciul de pe teren propriu cu Gazbetan, din cauza că a ieșit greșit pe o centrare, deși are 1,98 m. S-a produs autogolul lui Șerban, prin care Gazbetan a egalat și a obținut un punct la Pitești. Recuperează Bic. Ultima acțiune a reprizei cu Bărbuț, care se întoarce bine, șutează însă în blocajul lui Șerban. Revine Vlătoiu. Își privește Chivulete cronometrul și fluieră 0-0. Craiova FC Argeș. Craiova n-a profitat de primele 10 minute în care a fost mai bună. Meciul s-a echilibrat, iar FC Argeș a avut o ocazie enormă, enormă prin Palici. 0-0. Ne așteaptă o repriză secundă interesantă. Craiova pur și simplu nu-și mai poate permite să nu câștige. Pauză. Revenim în 15 minute. Universitatea și FC Argeș sunt la egalitate, 0-0, după 45 de minute interesante, cu Olteni începând meciul excelent. Au avut și o bară și o mare ocazie. După care partida s-a echilibrat, iar FC Argeș putea da lovitura la șutul superb al lui Palici, care a nimerit și el stâlpul. Ambele echipe au pierdut un jucător în prima repriză cu probleme musculare. Screciu de la Gazde, înlocuit de Bic, și Deland, înlocuit de Turda, care iată continuă încălzirea pentru că nu se aștepta să intre. S-ar putea ca Screciu
Să-i fost oricum o schimbare planificată. L-am văzut pe croatul Ivan Mamut primind ultimele indicații. Foarte probabil Mamut va intra și el în joc. Dacă ar fi după mine, Bărbuța ar trebui înlocuit, Ivan să joace în dreapta și Mamut să treacă atacant. Ivan Mamut, deocamdată niciun gol în campionat, în 877 de minute bifat. Să vedem cum gândește Cornelu Papură. Strategia pentru repriza a doua. Papură aflat sub o presiune enormă. 5 meciuri consecutive terminate la egalitate. Aproape neverosimil. Craiova n-a mai câștigat în Liga 1 din 14 decembrie, atunci când se impunea la Arad cu 2-1. Într-adevăr, Bărbuțe se schimba, schimbare logică. Absolut nul. Absolut nul Bărbuț în prima repriză. Nici fază defensivă, l-a lăsat pe Vlădoiu expus în câteva rânduri, iar pe atac n-a reușit nicio acțiune. Ivan va trece dreapta, iar Mamut va fi noul atacant central. Lui Mamut i s-a prelungit contractul, deși, repet, nu a marcat decât în Cupa României cu Progresul Spartak. Chivulete n-a avut probleme în prima repriză, totuși a reușit să nu dea două cartonașe galbene destul de clare. Unul lui Mușat, celălalt lui Bărbuț. În rest, n-a fost un meci cu faze complicate. Lupta de stat în repriza secundă aparține piteștenilor, care l-au în poartă pe Greab. Tofan, Marici, Turda și Mușat joacă în apărare. Mezacoli și Șerban la închidere. Drăghici, Dumitru și Palici în spatele lui Sefas Malele. Vârf foarte, foarte interesant. De partea cealaltă, Craiova în poartă cu Piliaceli, Vlădoiu, Bălașa, Marius Constantin, Bancu în apărare. Bic, Cicăldău, Nistor la mijloc. Ofosu, Ivan și Mamut în atac. Se luptă acolo Nistor, fostul jucător al lui Dinamo și al lui CFR Cluj. Nistor are un sezon mai slab deocamdată. Malele în luptă cu Bălașa, greșește Marius Constantin. Dumitru, Palici. Deși are doar 12 goluri primite în 19 meciuri, Craiova arată că nu are o apărare foarte sigură. Ăsta a fost un moment de mare nesiguranță. O echipă mai bună, mai atentă, ar fi putut să profite. Marius Constantin, acum Bancu. Alături de Mateiu, cel mai vechi jucător de la Craiova, din 2014 la echipă. Bic. Pasa lui Bic spre Ivan. Centrarea lui Nistor n-arată rău, ce pasă, Ofosu. Numai că Mamut ajunge târziu. Nu înțeleg de ce atacantul croat s-a mișcat atât de greu. Era previzibil că Ofosu va centra. Mamut însă ajunge foarte târziu într-o zonă în care putea să fie periculos. Cicăldău. Acum Bic. Vlădoiu, Ivan, din întoarcere, frumos. O fază care amintește pe undeva de calitățile extraordinare pe care le are acest Ivan. Calități de care, cel puțin deocamdată, nu a știut să profite. E încă tânăr, abia a împlinit 24 de ani. Craiova începe iarăși destul de bine repriză. Așa a făcut-o și în prima parte. Malele mai câștigă un duel cu Bălașa. Acțiunea lui Bancu, care trece de Drăghici. Nistor. Ofosu, jucătorul venit de la Botoșani. Ofosu este blocat până la urmă de Tofan. Și fundașul drept al Piteștiului face o partidă remarcabilă. Vlădoiu. Recuperează pentru moment Nistor. Mingea este îndepărtată din zona periculoasă de Dumitru. Început consistent de repriză al Craiovei. Să vedem dacă băieții lui Papură reușesc să țină acest ritm până în momentul în care ar putea să deschidă scorul.
Palici. Ce șut frumos a reușit Palici. Îi pasează acum tânărului venit de la FCSB, Dumitru pătrunde, cade prea ușor în duel cu Vlădoiu, degeaba se uită spre Chivulete. Nu suntem la basket, trebuie să fii suficient de tare pe picioare să reziști unor asemenea dueluri dacă vrei să joci fotbal de mare performanță. Nistor, Bălașa, iată unde a ajuns Bălașa. Sunt semne de nerăbdare în jocul Craiovei. Oarecum normal. S-a accidentat și Ofosul. Ritmul infernal de meciuri, vă spuneam, va duce cu siguranță la creșterea numărului de accidentări, de probleme musculare. Tot la coapsă pare să aibă probleme Ofosul. Da, și se pregătește Vătăjelul. Vătăjelul va juca mijlocaș, o poate face. S-a afirmat la universitatea, mă rog, a plecat de la FCSB, apoi s-a dus la Râmnicu Vâlcea, a ajuns la Craiova, unde a impresionat că a fundat stânga. A fost transferat de Sparta Praga, 1.400.000 de euro au plătit cehii. Nu a reușit să se impună, a fost împrumutat și la Iabloneț. A revenit la Craiova, dar a jucat puțin, pentru că fundat stânga este Bancu și este bătut în cuie, este capitanul echipei. Iată-l pe Bancu. Nistor. Mezzacoli are dificultăți cu această minge, o trimite spre Malele, care se impune și în fața lui Marius Constantin. La prima întrerupere va ieși Ofosul și va intra Vătăjelul. Faultează Ivan. Și iată momentul schimbării. Al treilea jucător care se accidentează în această partidă, după Screciu, Deland, iată și Ofosul. Ofosul s-ar putea să fie ceva mai puțin grav, pentru că nu l-am văzut pe jucătorul german foarte, foarte agitat. Malele spre Palici, mingea îl păcălește pe Marius Constantin, dar este atent Piliaceli. S-a văzut foarte clar pe cadrul precedent, așezarea 4-2-3-1 a piteștenilor. Ivan are viteză, dar nici el nu poate ajunge la o asemenea minge. A fost, oricum, Cicăldon a fost Ivan. Ivan este cel care a pasat, cred. Da, șchioapătă și Ofosul. S-ar putea să fie mai grav decât am crezut inițial. Dacă încălzi fiind șchioapătă, înseamnă că problemele sunt serioase. Ivan, centrare foarte bună! Vătăjelul! Primul moment important în meci pentru Bogdan Vătăjelul. În 2015, Vătăjelul a prins și două meciuri în naționale, în națională, două amicale, cu Bulgaria și cu Moldova. Mamut pentru Vătăjelul, care este faultat de Tofan. Lasă bine avantaj aici Chivulete. Nistor. Bic. Acțiunea lui Bic. Vătăjelul. Este o intervenție corectă, curată, a lui Tofan. Mingea l-atinge pe Vătăjelul și va fi repunere din 6 metri. Arbitru aflat pe lista FIFA
Chivulete are numai puțin de 5 meciuri ca arbitru de rezervă în acest sezon. De regulă nu prea se practică acest lucru. Această postură de arbitru de rezervă este lăsat pentru cavalerii fluierului mai lipsiți de experiență, care 9 meciuri la centru, care, mă rog, să câștige și ei un ban. Chivulete 8 partide ca central și 5 ca rezervă. Urcă Șerban. Șerban pasă la Mușat. Mușat urmărit de Ivan. Vine centrarea. Foarte bună intervenția lui Bălașa. Era o minge pe care o urmărea și Dumitru. Greșit Nistor, piteștenii resping și nu se precipită. Sunt convinși cei de la FC Argeș că pe măsură ce meciul avansează spre minutul 90 și rămâne 0-0, Craiova va începe să riște, se va precipita și va oferi ocazii de contraatac. Deschidere pentru Tofan, care este în duel cu Bancu, fault. Mă uitam la Papură, nu prea are soluții. Este greu să schimbi jucători la mijlocul terenului precum Cicăldău sau Nistor. Pe bancă iai pe Mateiu, pe Căpățână, dar e greu să le faci loc. Nu te iartă nimeni dacă îl înlocuiești pe Cicăldău sau îl înlocuiești pe Nistor și până la urmă pierzi meciul. Vătăjelu. Cicăldău a combinat cu Ivan, așteaptă Vlădoiu. Primește acum lângă tușă. Mic. Din nou Nistor. Pasă greșită a lui Nistor. Recuperează Palici. Atenție la Malele. Malele sprintează. Malele. Go! No! Mingea este în plasa laterală. O văzusem în poartă. Greșeală enormă a lui Nistor. Malele face aproape totul perfect. Piliacelli nu trebuia să fie acolo. Prins portarul italian în zona neutră unde nu poate să intervină. A căzut, s-a rupt vopseaua de pe bară. Ocazie enormă pentru FC Argeș, a doua în meci. Văzuse mingea în poartă, dar balonul s-a dus în plasa laterală. Ce ocazie pentru Malele, vizibil mai rapid decât Marius Constantin și Bălașa. Cicăldău, sub presiune, pasează cam la întâmplare. Mingea ajunge acum la Bancu. Vătăjelu, un 2 reușit. Bancu centrează. Direct pe grep. Iată-l pe Nistor făcând o greșeală de proporții. Priviți-l pe Piliacelli, n-are ce căuta acolo. Dovadă că Malele locolește cu ușurință. Noroc fantastic pentru Craiova. Noroc fantastic. A, Bălașa! Este cel care, sărind pe bară, a smuls vopseaua. Noroc fantastic pentru Craiova, care se putea vedea condus. Și atunci situația ar fi fost și mai complicată. Șerban recuperează Bic. Mingea atinge pe mijlocașul intrat în locul lui Screciu. Foarte bun și Palici. Foarte bună pasă.
Malele își reproșează această ratare. Malele are două duble cu Viitorul și cu Hermannstadt, meciuri terminate 2-2. Și a mai marcat cu Iașiul și cu UTA. Interesant este că în toate cele patru meciuri în care Malele a înscris, FC Argeș a făcut rezultat de egalitate. Faultul lui Bancu asupra lui Drăghici. Drăghici, jucătorul crescut de Craiova. Lasă superb pentru Palici, un pic surprins însă, croatul face o preluare cam lungă. Și aici este Hens al lui Șerban. Se grăbește să bată Nistor, Cicăldău. Cicăldău vătă gelul, dar ce repede se repliază băieții lui Ianovski și Prepelița. Bălașa. Pasa lui Bic pentru Bancu. Mamut, Cicăldău, Vătăjelu, reușește să centreze și este o ocazie enormă și pentru Bancu. Vătăjelu, centrare de mare fotbalist din alunecare, Tofan era sigur că a ajuns la minge. E bine, Vătăjelu bagă alunecare și reușește să centreze. Mie nu mi se pare fault. Se resimte, până la urmă se ridică. Bancu a înscris ultima oară pe 31 octombrie unicul gol al victoriei Craiovei în deplasare cu Hermannstadt. Margine mușat. Malele se luptă Bic cu Palici. Acum Nistor. Am fault aici la mușat. Jocul continuă cu Ivan pasându-lui Mamut. Decizie neinspirată a croatului. În loc să se îndrepte spre poartă, alege să întoarcă pentru Nistor. Și acțiunea se oprește. Malele protejează foarte bine. Nu înțeleg ce a pățit aici. Să vedem ce a pățit aici Cicăldău. S-ar putea ca Malele să-l fie atins din acea mișcare cu crampoanele pe genunchi. Doi jucători căzuți. Este vorba de Dumitru și de asemenea Cicăldău. Prepeliță, numai că nu l-ai recunoaște cu acel look. Superb cu pieptul Malele pentru Palici. Cei doi sunt principalele pericole pentru apărarea Craiovei. Din nou Pali sprintează Dumitru, mingea ajunge la el. Ideea n-a fost rea, numai că n-a simțit că nu are în spate niciun coleg. Mamut, mingea sare la Nistor, care obține lovitura liberă. Joc periculos în Mezacoli. Cicăldău. Acum Bancu. Pasa lui Bancu, Cicăldău, acțiune excelentă. Tot Mezacoli. Ați văzut triunghiul care l-a închis acolo pe Mamut. Cei doi stoperi, Marici și Turda și Mezacoli, venit și el la susținere.
pasă excelentă la Bancu. Bancu reușește preluarea. Mamut a fost în duel cu Marici. Probabil va fi corner. Agitație tot mai mare în rândul oficialilor olteni. Centrează Nistor. Ivan, Marius Constantin, gol! Ivan Mamut! Prima reușită a croatului în fotbalul românesc în Liga 1. În cupă mai marcase 1-0 pentru Craiova. Minutul 64, înscrie Mamut. Jean Vlădoiu, dezamăgit, are și de ce. FC Argeș a avut două ocazii enorme, n-a profitat și Mamut sparge gheața. De minute i-au trebuit lui Mamut pentru a înscrie prima oară în Liga 1. Întâmpla în continuare. Craiova reușește să deschidă scorul. Au mai condus însă și cu viitorul și n-a știut să țină de rezultat. Malele. Șut totuși moale a lui Dumitru. Dacă reușește să câștige, Craiova vine la 2 puncte de CFR și la 3 de FCSB. FCSB joacă acasă cu Poli Iași în această etapă. Mâine. Iar CFR Cluj n-are meci ușor. Luni în deplasare cu Chindia. Bancu îi pasează foarte bine Piliaceli, timingul este perfect. Tofan s-a ținut însă de omul său și a reușit să respingă. Este o fază la care cred că Bancu a făcut schimb de poziții cu Vătăjelu. Ambii pot juca și interi și fundași. Da, văd că Bancu rămâne acolo. Rămâne acolo sus. Eu cred că Bancu a fost mai bun atunci când juca în linia de 3 mijlocași a Craiovei. Cred că ultima oară se întâmpla asta în urmă cu un sezon și jumătate, două. Ianovski speră în continuare și are motive să o facă. FC Argeș n-a jucat rău. Turda. Intervine Marius Constantin. Recuperează Mezacoli. Pasă bună. Dumitru. Mușat. Tofan. Drăghici. Desenează destul de frumos echipa oaspete. Mezacoli pentru Malele. Malele 1-1. Fantastic! Doar 3 minute i-a trebuit Piteștiului să egaleze. Sefas Malele, un fenomen aș spune pentru FC Argeș. Al 7-lea gol al lui Malele în acest sezon. Dar ce fază frumoasă, gândită. Vlădoiu este satisfăcut, are și motive. Sefas Malele este un jucător de urmărit. Nu cred că FC Argeș va mai reuși să-l țină mult timp.
Se desprinde ușor de Bălașa și îl execută pe Piliaceli. 1-1. Trebuie să fie cu moralul la pământ Craiova în acest moment. Mingea se întoarce repede în careul Piteștiului, de unde Mușat respinge cu destul noroc. Nu mi s-a părut că a avut mingea sub control, dar reușește să trimită în corner. Mamut a înscris după un asemenea corner, se întâmplă acum. Piteștiul încearcă să se organizeze mai bine. Mamut este luat în marcaj de Malele. Balonul respins pentru șutul lui Vlădoiu, peste bar. Îl aveți în imagine pe Bic, dar Vlădoiu este cel care a șutat. Ce lipsă de maturitate îngrozitoare pentru echipă care se luptă la titlu. Deschis scorul. Ai noroc în câteva rânduri la 0-0. Deschis scorul. Și ești egalat după doar 2 minute de nou promovată, care e drept. Se mișcă bine în ultima vreme, dar să nu poți să consolidezi un pic acest avantaj, să profiți apoi de spațiile care urmau să apară în apărarea Piteștiului. Incredibil. Minutul 70. Execută Palici. Centrala lui Palici, sare pe sub minge Mamut, respinge însă Marius Constantin. Nu știu dacă nu cumva a venit din offside Malici. Fainul a rămas jos, Drăghici cu o centrare deviată, prinsă ușor de Piliaceli. Lui Bălașa. Sefas Malele nu este numai bun, dar este și rezistent. Un jucător mai fragil s-ar fi resimțit aici. Cu atât mai mult cu cât Bălașa îi cade pe coaste. Sigur, nu cu genunchiul, dar îi cade pe coaste. Malele însă rezistă fără probleme. Va executa Șerban. Constantin. Marius Constantin urcă și el, Nistor. Nistor nu reușește să reziste. Drăghici, faultat după părerea mea de Vătăjelul, dar Chivulete face bine, lasă avantaj. Până la urmă trebuie să oprească pentru că se resimte Drăghici. Și Vătăjelul se resimte. Important pentru FC Argeș este că Ianovski pare să fi găsit o formulă de clară. FC Argeș nu prea face schimbări. În meciul cu FCSB, s-au făcut 3 înlocuiri, ultimele două pe final, atâncerea timpului, singura schimbare a fost intrarea lui Malele în locul lui Mediop. Astăzi, practic nicio schimbare,
Este minutul 73, înlocuirea lui Deland provocată de o accidentare, nu ar fi fost schimbat niciodată. Bic urcă, este lăsat să șuteze, el nimerește acolo pe Marici. Un pic neatenți, cere mijlocaș central, pleacă Dumitru, este ajuns însă de Vlădoiu. N-au făcut bine mijlocașii centrali ai Piteștiului că nu l-au atacat pe Bic. Vătăjelul. Recuperează din nou Palici. Magistral a jucat Palici. Malele pleacă din nou de lângă Marius Constantin. Marius Constantin e fault aici. Ce înseamnă experiența? Marius Constantin și-a păstrat calmul într-o situație grea și a reușit până la urmă să respingă. Marius Constantin a făcut în octombrie 36 de ani. Bancu, dribling bun al lui Bancu. Este fault făcut de Turda. Și trebuie galben. Sau nici aici nu dă chivulete. Băi, cred că s-a hotărât să nu dea niciun galben astăzi. Ori și-a uitat cartonașele. Nu ai cum să nu dai galben la această fază. Nu ai cum să nu dai. Au mai fost, repet, două acțiuni pe finalul primei reprize care reclama un avertisment, chivulete nu dă. În schimb, aici este o șansă mare pentru Cicăldău. Cicăldău a dat goluri multe, sau mă rog, relativ multe și importante din lovituri libere. Poziția este ideală pentru el. Marca pentru FCSB din lovitură liberă, dar când ai un specialist ca Cicăldău în echipă, nu ai cum să bați tu. Poziția este ideală, distanța perfectă, nici prea aproape, nici prea departe. Cicăldău, balon deviat care lovește transversala. Ivan reușește să respingă Palici. Ghinion mare acum pentru Craiova. Sare Mamut, e acolo și Marius Constantin. Mamut! Cât pe ce să reușească dubla. Dacă lovea mingea un pic mai tare, Greab nu putea să intervină pentru că era căzut la pământ. FC Argeș scapă cu bine din două momente consecutive foarte complicate. Suntem în ultimul sfert de oră. Nistor se resimte, mie mi s-a părut însă că Malele a intervenit regulamentar. A dat în orice caz în minge. Cicăldău este blocat în momentul în care a încercat lungul de linie. Bancu, Vătăjelu, centrare bună Vătăjelu. Încă o dată mușat, Mamut n-a reușit să atace scurtul, așa cum trebuie să facă, un vârf de calitate. Malele, în schimb, este excepțional, ăsta este cuvântul. Protejează și pasează bine la Drăghici, care nu se ridică însă la nivelul colegului său. Este cel care a avizat transferul lui Malele și a avut ochi în glumă. Nu știu dacă avem în acest moment în Liga 1 un vârf mai bun decât Malele.
Poate că Debeliuh de la CFR să se bată acolo cu Malele. Bătăjelul întoarce pe Tofan, una dintre puținele greșeli făcute de Tofan în acest meci. Îl atacă Bancu pe Mușat și riscă să ia galben pentru proteste, nu pentru fault. Decizia este absolut corectă. Mușat nu poate continua, probabil că va intra Șerbănică. Lucrurile nu sunt chiar atât de grave. Am impresia că acel corner din care s-a înscris n-a fost corner. Bun, mai puțin important, era greu de văzut. Din acea reluare pe care o prezintă colegii din CAR, Mamut pare să șuteze fără să existe vreo deviere. Da, e o chestiune mult prea complicată pentru a putea fi văzută. Chiar nu se poate reproșa ceva din acest punct de vedere. Bancu blocat de Drăghici. Mușat și-a revenit și el, n-a fost nimic grav. Minutul 80. Ultimele 3 rezultate ale Craiovei au fost de 1-1. Ultimele 5 au fost remize. Se pregătește să intre De Lucas, fotbalist de mare experiență. Spaniolul a fost și în La Liga, în lotul Sevillei, ne-a apucat să debuteze. Să vedem pe Mamut. Idee nefericită această pasă cu călcâiul. Vă spuneam prima oară la Petrolul în 2013. Apoi s-a dus la Beitar, a revenit la Viitorul. A plecat 2 sezoane și jumătate la Xanti, 3 sezoane și jumătate. S-a întors la voluntari și acum a semnat cu FC Argeș. Un jucător care îi poate ajuta pe Piteșteni. Mezacoli. Nu știu să pe cine va schimba, pentru că Mezacoli mi s-a părut bun astăzi. A avut multe meciuri în care a fost neinspirat, dar astăzi paraguaianul chiar a fost bun. El a dat asistul pentru Malele. Bic, Nistor încearcă din prima mingea să reîntoarce la playmakerul Craiovei. Vătăjelu, centrare bună, Cicăldău, intervine însă perfect Șerban. Bălașa începe să riște Craiova. Acțiunea lui Bălașa. Putea să ia și galben pentru acea intervenție. Malele. De discutat dacă este sau nu faul la Bic. Se aude fluierul însă. Malele nu este de acord. Și a dublă schimbare. De Lucas și tânărul Grecu, 22 de ani, Grecu, jucător crescut și el de FCSB, care apoi a trecut pe la Viitorul. A mai fost la FC Argeș undeva în 2016. Iese Palici și iese de asemenea și Dumitru. Galben pentru Dumitru. Nu mi s-a părut că ar fi tras. Nu. Probabil că trebuia să iasă pe partea cealaltă. Da, este avertizat, așa sunt noile reguli. Palici, Dumitru, De Lucas și Grecu.
Când va putea Palić să joace 90 de minute, vor fi probleme mari pentru adversari. Pare într-o formă excelentă. Mamut blocat încă o dată. Deschidere superbă pentru Drăghici. Drăghici este urmărit de Bancu. Diferență mare de experiență între cei doi. Nono degeaba se revoltă, degeaba înjură. Cade mult prea ușor. Face o schimbare de direcție bună și în loc să încerce să treacă în viteză de Bancu, alege să cadă simțind acea mână. Vedeți ce se mai întâmplă pe aici. Roșu pentru Drăghici, care l-a înjurat pe Tușeri. Pe Tușer. Tușerul i-a spus lui Chivulete, Drăghici l-a înjurat, s-a văzut. Tușierul de pe această parte este Gabriel Constantinescu. Drăghici ia cartonaș roșu și va sta multe etape. Așa trebuie potolite aceste gesturi golănești. Nu știu dacă recomanda minorilor, dar priviți-l. Se citesc pe buze injurile. Roșu pentru Drăghici. Un bonus pentru Craiova, care are probabil 8-9 minute cu tot cu prelungire la dispoziție pentru a câștiga acest meci. A luat și Marici galben. Vătăjelu. Centrare mult prea ploată. Greab n-are cum să aibă probleme și este faultat de Mamut. Ocazie potrivită pentru Greab de a mai câștiga câteva secunde. Nu i-a făcut cine știe ce Mamut. Nu avea cum să dispară de acolo. Se uite cu mirare la jucătorul Piteștiului, care poartă același număr ca el, dar este cu un cap mai mic, mușat, și care îi reproșează destul de vehement, mă rog, acea intervenție, unde, repet, Mamut n-a greșit foarte mult. Șervan pasă spre Mamut, intervenția lui Turda. Nu e pasă la portar. Nu cred că e pasă la portar. Turda n-a avut o intervenție controlată. Mamut a cerut indirect. Grecu și cu Șerban. Mingea este la Cicâldău. Vlădoiu, Nistor. Acum Marius Constantin. Piteștiul este cu un om în minus. Marius Constantin, Nistor. Nu înțeleg ce nu caută poarta de la distanță. Se apără foarte jos Piteștiul, cere Vătăjelul lovitură liberă. Mingea este respinsă de Șerban. Toate baloanele pe care FC Argeș va reuși să le recupereze vor fi șutate spre Malele, în ideea că elvețianul va putea să realizeze ceva. Bic. Centrare, intervine înaltul Turda, Vătăjelul respinge mușat. Ce s-a fi întâmplat? Bălașa acuză o lovitură. Da, locul s-a înroșit, s-a umflat imediat. Dacă a fost o lovitură, să vedem faza. A, nu, Bălașa se lovește de coechipier. Cred, nu. Turda îi dă cu mâna peste față. Nu, nu cred că sunt circunstanțe de penalti. De altfel, Bălașa își revine imediat. Vă
Cotojelul strigă la copiii de minci. Iată, s-a învinețit imediat Bălașa. Nu cred totuși că era penalti. A fost penalti ăsta, da, îl lovește, dar absolut nu. Eu nu cred că se poate da aici penalti. De discutat, dar nu cred că se poate da penalti. Ochiul i s-a umflat și s-a învinețit imediat. Incredibil ce hematom sub ochi, incredibil. Nu știu dacă Bălașa mai poate să continue sau dacă ar trebui să mai continue. Intervine Marius Constantin. Tăjelu a cerut lovitură liberă. Ne apropiem de minutul 90. Meci plin de evenimente, spectaculos. Iată ce înseamnă să ai un teren bun. Din păcate, în această perioadă anului, sunt puține arenele unde se poate juca normal. Fault aici, fault clar făcut de Cicăldău. Ocazie pentru capitanul Șerban de avantaje de timp, dar iată, este remarcabilă atitudinea piteștenilor. Portarul Greb, atunci la acel duel cu Mamut, putea să stea jos, n-a făcut-o. Același lucru putea să-l facă acum în Șerban, nici el nu trage de timp. Remarcabil, ăsta este spiritul în care trebuie să joci. Probleme mari la ochi pentru Bălașa. Galben, tragere de timp pentru Greb. Respinge Marius Constantin, Vătăjelu se complică, este blocat, cu noroc mingea rămâne la Olteni. Balon trimis spre Ivan, am și uitat că mai joacă Ivan. Grecu în duel cu Vlădoiu, mai puternic, fundașul dreapta al Oltenilor. Să vedem cât se prelungește, probabil 4, dacă nu chiar 5 minute, vom vedea. Vlădoiu. Centralul lui Bălașa, prea joasă, respinge Mezacoli până la Malele. Atenție, Malele, trece de Marius Constantin, fault al lui Bălașa. Nu știu dacă nu cumva e roșu. Nu știu dacă nu cumva trebuie roșu aici. Trebuie văzut un cadru de sus. Bălașa scăpa Malele spre poartă. Deci Marius Constantin nu mai ajungea. Nu știu dacă nu e roșu, prieteni. I-a dat doar galben lui Bălașa. 4 minute de prelungire. Cu un om în minus, piteștenii, iată, petrec secunde bune în jumătate adversă. Malele, Malele reprimește, dar a fost offside, a primit de la Pablo de Lucas. De secunde pentru Craiova. Deviază Ivan, mingea sare însă la Tofan, care nu degajează grozav. De Lucas este depozat acum de Vătăjelu. Bancu, Bic. Din nou Bancu. Centrala lui Bancu n-arată rău. Luptat de capa lui Ivan. Totuși dintr-o poziție dezechilibrată, mingea se duce în aul de poartă. Se conturează al 6-lea egal la rând pentru Craiova, al 4-lea 1-1 consecutiv. Distanța față de CFR Cluj și FCSB riscă să se mărească și mai mult. Totuși aș spune că una peste alta rezultatul este echitabil. Și Craiova a avut două bare, dar și FC Argeș a avut două ocazii enorme. Aproape că cred că FC Argeș merită o remiză aici. Să vedem însă dacă o va obține.
Mai sunt două minute. Vătăjelu trece de Tofan. Reușește să centreze. Nu face rău. Balon respins până la Nistor. Nistor, Vlădoiu, din nou Nistor care centrează. Intervenție a lui Marici. Încă o dată Nistor. Destul de bine. Loptura de cap a lui Bancu peste bară. Respins Marius Constantin, Bălașa rezistă eroic cu un ochi umflat. Mingea a ieșit, aruncare de la margine pentru FC Argeș și probabil că echipa lui Ianovski și Prepeliță reușește al șaptelea meci la rând, fără înfrângere. Fantastic! Egal cu FCSB, egal cu Craiova, victorii cu Botoșani și UTA. Uluitor! A luat galben și de Lucas. Nu știu dacă mai are timp Craiova de o acțiune. Vlădoiu. Nistor, nu mai e timp de construcție. Trimite spre Mamut, care deviază. Se luptă acolo Ivan. Nu știe preluarea și îl faultează pe Meza Coli. S-a terminat. Craiova nu bate nici pe FC Argeș. 1-1. A deschis golul Mamut, a egalat imediat aproape Malele. Craiova continuă seria neverosimilă de remize. 6 în acest moment. În timp ce FC Argeș, vreți să vă spun ceva? Se poate gândi deja și la play-off, la cum joacă, la cât de bine îi merge, orice este posibil. FC Argeș face 20 de puncte, rămâne pe 12, dar arată ca o echipă care își merită locul în Liga 1. Eu sunt Bogdan Cosmescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. O seară cât mai plăcută, la revedere!